Deci viețile mele, avem aici un joc horror. Nu știu exact cu ce e, dar e, e horror. Username: viața mea, parolă, gură de miel. Login. A, stai mă că trebuie să mă loghez cu ăsta ce-mi scrie de sus, mă. Oliver Hamilton JPM 1121. Aha, aha. Crime Scene Investigation. Bro, e tare rău jocul ăsta. E horror și e și cu Crime Scene. Mamă, este genial. Ia uite, dansă de bucurie. Direct new game. Și ia, viața se aude prea tare jocul, i-am dat un pic mai încet. Ți-am aflat parola de la YouTube, mamă, nu mi-am dat nicio seama aici. Stai așa, thanks for stating, băi, e prea încet jocul, stai. Throughout, I will be helping, deci noi suntem într-o simulation. Este virtual reality, noi nu suntem pe bune, mă, e virtual reality de ăla. Deci n-o să ne lovim, n-o să așa. Aha. Bă, voi vă dați seama cum ar fi, gen, să intri, dar nu în VR, gen, să spui unde lași să intri, să intri cu tot, efectiv, să facă ăștia ceva, să fii cu totul într-un joc. Na, și să mă alerge ăla din jocul, nu, nici nu, de ce te-ai gândit de ăla așa ceva, de ce te-ai gândit, poate le dai idei la ăștia, nu, că o să mă pune 100% să mă joc și nu există. Da, hai viața mea, Liz! Stai, mă, să vedem ce trebuie să facem, că iar vorbesc ăștia cu noi și nu înțeleg nimic. Ok, safe word este teddy bear. Nu, hai să punem gură de miel. Teddy bear. Deci, viețe, nu mâncați copii zahăr. Da, asta este. Am mâncat zahăr înainte, aia e, să vede. Aia e, mă iubiți și cu zahăr și fără zahăr. Ia vedeți, mâncava și cura voastră unde am intrat. Am sensitivity-ul prea mic, stați așa un pic. Gameplay aici, mouse sens, dăm și mie că mor. Apply. Așa. Ia să vedem noi, deci avem evidence aici. Astea sunt dovezile, da. Și ne zice a package used to properly store evidence. Ah, ok, deci nu avem evidence sau ceva, aici le ținem. Ok, tutorial, press for zoom. Viața mea, apăs ăsta și nu se întâmplă nimic, e perfect. Ia, ăsta iar e evidence. Deci aici n-am nimic, mă. A, nu, add to inventory, ok, deci ăla a mers să-l luăm. Mamă, vreau să-mi pun direct ochelari ăștia pe ochi. Cum îi pun? Hai că merge dacă e. Vezi, stați așa că presimt un joc forță rău de tot. Presimt un joc forță rău de tot. Măcar ești mai dulce, zice cineva. Vedeți, mă? De la zahărul ăla sunt mai dulce. Aia zic. Ia băta asta cu tine că nu știm cine ne aleargă. Te rog eu frumos, nu vrea. Ok, continuăm viețile mele, aia e. Acum, deci așa dăm zoom. Așa, uite, Liz ne zice bravo, zice că suntem copii. Deci s-ar putea să fie dovezi în dulapuri sau pe uși. Deci trebuie să... Auzi că ne-a lăsat un cadou, mă, în, pe raft. În raft. Nu în raft, mă, în sertar. Vezi, unde mi-a zis, mă, că mi-a lăsat? Aici, mă. Good. Looks like you opened the drawer. Așa. There should be a lighter there for you to examine. Please take the lighter to inspect. Am luat lighterul. Am luat lighterul, mă, ce-i fac? This looks like an object of evidence. You should find carefully the examine the objects of evidence. Aha. Aha. Ia vezi, mă, că deci găsim dovezi pe astea. Păi și unde e, mă, mâncația și cura ta? Așa. Swipe down or press L to ignite the lighter. Aha. Mamă, e tare joc. Vieți-ne cât de tare e jocul ăsta. Cât de tare e jocul ăsta, că mie îmi place maxim. You can see the evidences you found and take a look at them again just in case you miss something. Ok, deci când descoperim dovezi, le avem și în inventar în cazul în care pierdem noi ceva sau ceva. Aha. Aha. Deci avem și jurnal și punem noi aici astea. Mamă, mâncava și cura voastră. Avem două opțiuni.
Shit. Ori e tare rău și ne distrăm, ori nu înțelegem nimic din jocul ăsta și nu putem să trecem. Eu aș merge pe prima. Let's get this over with. Viața mea, gata, las-o pe Liz. Suntem noi, ești nebun la cap, gata, las-o pe Liz. Ia să vedem. Viețile mele, Doamne ajută. Am început jocul, gata. Am intrat. Uite un scaun cu rotile să... Păi stai mă așa. Eu după ce crime mă uit, mă. Că dacă ăsta e horror... Ok, deci aici ne trebuie o cheie. Bă, stai așa un pic, că ăștia cred că mă vor să mă învețe să fiu detectiv, dar mi-au băgat fantome pe aici. Păi așa e frumos? Aici... Ia că mă uit pe toate astea acum, vă dați seama. Ești nebun? Se vede în blur, viața mea nu e de la mine, serios. Dacă se vede în blur. Ia, dăm așa. Ăsta ce e, mă, să mă agăs de el? Aha, ia vezi că aici merge. Uite, am mai găsit două de-astea, mă. Nice. Astea sunt... Aha, ok. Ok, deci pe aici nimic. Hai să continuăm inspecția. Aici e surgery. Deci aici se făceau operațiile. Aha. Hand crank. Așa. A medical device. Nimic. Ia. Asta foarfecă. Păi și stai, mă, eu trebuie să mă uit până toate astea, mă. Uite o de-asta. Ia, dăm așa, ia. Aici trebuie să fie ceva, hai că e. Mamă, nimic, mă, însertarul ăla. Chiar așa mă iau la mișto oamenii ăștia. Ia, dăm așa, continuăm. Auziți, mă? Credeți că o să ne speriem jocul ăsta? Mamă, și ăsta. Nu mai vorbi, bă, urât. Ziceți-mă, fără Caterinca. Credeți că o să ne speriem? Tu ești victima în joc? Eu sper să nu. Deci, auzi, mă, aici se făceau experimente, frate. Deci aici se făceau experimente, de-aia e horror. Aha, deci nu e spital. Ai, că forță. Deci pe aici tot nimic. Oricum, ceva îmi spune că o să stăm pe walkthrough. Jocul ăsta. Îmi pare un pic cam greuț. Dar stai să vedem totuși. Astea se deschid? Nu. Vreau să mai verific eu o dată aici. Deci aici este așa. Deci nimic, a? Ok. Just need to find some gas. Auzi, mă. Stai, mă, că am, mă. Press 1 to open. Îmi trebuie, am aici, mă, gas. Cum adică? A, e, eu te ieși zip-ul asta. Ok. Teo, când mai faci povești horror, bă, chiar nu știu. Mamă, de ce sunt toate locked? Uite că ăsta nu e. Nu mai merge să pornesc asta, mă. Hai că i-am dat refill. Bă, nu mi se mai pornește asta, mă. A, gata. Ok. Ia să vedem dacă găsim ceva aici. Nimic. Bă, dar nicio dovadă, mă, până acum. Niciun ăsta clu, niciun nimic. Ia. Ia, ăsta. Uite, mă, chei. Ok, și aici mai avem să deschidem și ăsta. Hai să vedem de la ce ușă era cheia. Momentan, hai să stingem asta, că n-avem nevoie de ea. Ia, e de la asta? Dar de ce plângi, viața mea? Is anyone there? Cine? Păi unde m-a trimis Liz, mă, e la mișto?
Na, mă, Liz ne face prank, mâncavaș cura voastră. Stai să-mi pornesc asta. Ne face prank Liz asta, mă, te auzi, că rezolvă și tu misterul ăsta și ne pune bebeluși care plâng. Uite, evidence. Băi, evidence aici. There should also be a gun somewhere around here. The gun can reveal the case to its entirety. Deci dacă găsim arma, rezolvăm, cred că rezolvăm ca... S-a închis ușa. S-a închis ușa, mâncă vă așcură voastră. Ăsta e ăsta de plângea, mă? Păi bro, stai așa un pic, viețile mele. Deci fiți atenți. Noi la începutul jocului am stabilit cu Liz un safe word, gen un cuvânt ăsta, ca să știm dacă e ceva în neregulă sau ceva. Și ăsta a zis acum Teddy Bear și Liz nu i-a zis nimic. Cred că suntem uitați de lume, mâncavași cura voastră. Nu cred că ne mai scoate nimeni din jocul ăsta, cred că sunt eu direct în jocul ăsta. Ia mă, și merge să deschide ăsta? Na. Păi și eu ce mai fac aici? Aha, uite aici ceva. Bă, nimic aici nu. Bă, Teddy Bear, nu pot mă să te verific sau ceva? Nu. Na, mă, na. Păi și eu ce fac mă acum? Sărumâna! Are we supposed to have other people in this simulation? Shit, it sounds like I lost her. Sărumâna! Cu bebelușul? Hai să mă las un pic pe spate, că... Nu prea e forță. Evidence bag. Of course the cops weren't able to find anything useful. Ah, ok. Și pe aici am venit. Deci pe aici am venit. Bro, se întâmplă ceva aici de unde am venit. Hai că se întâmplă ceva dacă e. Nu e, mă, asta nu e. Nu. Nu mai trebuie să ne întoarcem aici. Stai așa. Dă-te mai pe spate că e jale. Păi stați așa că încep jumpscare-urile și după aia nu prea ne mai place jocul. Acum momentan e tare, mamă, sunt detectiv, găsim indicii, găsim de-astea. De unde? Stai așa un pic. Bun, deci aici nimic. De aici am venit, aici am găsit tot. Hai să continuăm. Aolo. Ia. Ce găsim aici? Old clock. Găsim un ăsta și aici. Lockpick. Aha. Lockpick. Ah, da, avem chestul ăla de deschis. Aici mai avem ceva? Insignificant. Ah, deci uite, mă. Dacă e să găsim vreodată un clue, ne scrie aici evidence. Dacă nu, și dacă e practic irelevant, ne scrie insignificant aici. Ca să nu ne pierdem timpul cu orice de ăsta, știi? Johan, mersi mult de tot. Mersi mult de tot de membru. I see you. Cine mă vede, mă? Fuck. Ce faci, viața mea? Ce faci? Ce fuck? Ce faci? Vorbește cu mine, ce faci? Că eu am urlat, dar tu ce faci? El zice fuck. Păi ce faci? Ce faci? Continuă. Fac ăsta, repar ăsta. Vorbește! Mi-ard ochii. Păi și eu ce fac, mă? Pot să merg acolo? Mi s-a deschis ușa, mă. Something is definitely
here. Păi turn, dă-i on dacă e pe off. Aolo. Ia vezi, mă. Licăre aici lumina. Să stinge, să stinge ușa asta. Forță, bravo Teo, vorbești bine. Mi-e frică să intru, mă. Alo? Să română? Doamna, am venit și eu cu detectivul, cu cu detectivatul ăla. Nu-i, mă, să închid ușile degeaba. Hai, mă, împâlpâia asta, ce se întâmplă? Ce fac, mă? Ce trebuie să fac, mă? Ce fac, mă? Asta nu merge să deschid, aici nu-i nimic. Insignificant, insignificant, insignificant. A apărut ceva pe aici, trebuie să merg să deschid cufărul ăla, mă. Unde era cufărul ăla, că nu mai știu. Oh, n-am, mă, că a început jocul ăsta, mă. La surgery aici era? Nu eram aici. A, uite de-astea, băi. Găsim, cred că, ceva aici. Aici e insignificant, aici e insignificant. Aici insignificant și aici nu mai e nimic. Bă, nu mai știu... Nu mai știu unde era aia, mă. Unde era cufărul ăla. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu pe bune. Aici era. Nu era aici. Nu, mă, era într-o cameră pe care am deschis-o și mă duceam pe... Ia, nu pe aici. Bă, nu mai știu unde era cufărul ăla, mă. E un vent în baie. Hai, mă, lasă lighter-ul că mai merge. Te pun, mă, Vlăduz. Mersi mult încă o dată, bro, pentru buchet. Aici era, mă, cufărul, l-am găsit. Uite-l. Ia, și cum facem noi ăsta? Deci navigate și space. Mă, cum trebuie să fac asta, mă? Slightly rotate the lockpick and try to push the lock on the correct spot. Hai că forță. Ioana, mersi din suflet de donație. Mersi din suflet, Ioana, că te-ai întors la noi aici. Deci slightly rotate and try to push the lock on the correct spot. Bă, nu știu. Cum se face asta, mă? A, stai, uite că avem un... Avem un obulină jos. Așa. Așa, gata, gata, gata. Gata? Aia zic. Ana, te pup, Darius, te pup, bro. Te pup, vă pup, mulțumesc că sunteți aici. Mă bucur maxim. Ia, find the clue. Aha. Disco. Gauză. Și cum fac, mă, unde e unde e ăsta? Nu-l găsesc. Result of the examinations, the patient was diagnosed with chronic schizophrenia. Ok. Deci ăsta era schizofrenic, Kyle Manson. With his current, deci în situația curentă, ăsta de sănătate, deci nu mai percepea realitatea, mă. Kyle, și ăsta Kyle ne aleargă pe noi? Stai să apăs R pe ăsta, să pornim iar, că e jale fără. Aici e un ăsta, mă, oare merge să-l deschid? Mă rog, poate o să aflăm la un moment dat. Hei, 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 hei! Fuck, fuck! Mă, ce faci? Ce tot zici că fac? Termină propoziția! Fuck, 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 ce faci?
Păi și acum ce fac? Yep, locked. Just what I thought. Mă, să fac luminile urât rău de tot, mă. Nu mai place jocul ăsta, mă. Ia. Ce aia din față, mă? Ce aia, doamnă? Doamnă? Să română, am venit și eu aici la mișto să mă plimb, să mă recrez, alea. Mă îndrumați și pe mine unde trebuie să găsesc un pistol, cică. Să română. Hei! Exit. Stai, pe aici era ieșirea și nu mai e acum? You gotta be kidding me. I must be losing my mind. Viața mea, ți-ai pierdut-o de mult. De când tot zici fac, fac și nu termin propozițiile. Nimic. Locked. Ia. Jesus. Jesus. Trebuie să mă întorc și e cineva în spatele meu. Nu vreau să mă întorc. Nu vreau să... Mi-e frică rău de tot! Ce fac? Mi s-a stins asta, mă! Ce fac, mă? Uite, are you ready to play, mă întreabă? Ce ne jucăm viața mea? Muchas gracias, aficiones, para vosotros. Oh, lor are te pu viața mea. Ia. Iar mi s-a stins asta. What the heck? Viața mea, nu știu unde am ajuns. Dar suntem în altă parte, ești nebun? Bă, Oliver! Jesus, this place looks like a slaughterhouse. Ia vezi, mă! Vițe, unde am ajuns, mâncavaș, cura voastră? Poate insignificant. Experimental medication they gave to the people here. E scaunul femei? Am avut și un scaun azi, da? Stai, stai că nu știu ce să fac, ești nebun? Cine plânge, mă? Aici plânge cineva. Prevăd ceva nașpa. Uite scaunul. M-am urcat pe el. De aici am venit. Shit, the light's going low. Need to refill the lighter. Aici am nimic. Aici am nimic. Ăsta mă uite evidence. Doesn't look like any of this stuff's gonna help me out. One of the nurses working in the hospital went crazy. Deci una dintre asistente a nebunit și gen... Aoleu, au omorât mulți bebeluși? Deci poliția a lansat o investigație gen a spitalului și foarte mulți oameni au fost luați în custodie. Și sealed the hospital after the murders. Deci e închis practic ăsta. Journal updated. Ok. Și s-a deschis aici ușa. Hai să continuăm. Hei!
pe viața mea. Ma'am, are you okay? A, e femeie. Te pop. Nu cred că e ok. Nu cred că e ok viața mea, cred că e fomică. Viața mea, mai am niște baclava jos, vrei? E bună rău de tot. Cred că și niște halva. Ce fac eu aici, mă? Insignificant. Trebuie să găsim, evident, ceva aici. Trebuie să vedem ce putem să găsim. Că aici nu-i nimic. Aici nu-i nimic. Sus, nimic. Unde putem să găsim, mă, evident? Stai așa. Deci avem doar ăsta aici. Ia, aici. Password should be written down somewhere. Password should be written. Deci ne trebuie 3 cifre. Trebuie 3 cifre. Nu e pe cutia asta? Nu cred. www.thepowerofsmile.ro. Nu, pe T-shirt Factory e doar mărciu. Ăsta a fost altceva. Deci thepowerofsmile.ro. Ia stai. Bă, unde... Ce se întâmplă? Deci ne trebuie 3 cifre de să le găsim pe undeva. Întrebarea e pe unde? Pe tavan? Nu. Aici? Deci pe pereți văd că nu. La cadavru, zice cineva, hai să vedem. Da, mă, uite. 697. Aoleu. Deci cum fac? A, cu click-ul. 6 6 9 7. Așa. Și uite, 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 uite pistolul. Uite. This gun may belong to anyone. I will keep with me just in case. Ok. Deci trebuie să găsim practic al cui era pistolul. Ah, ok, suntem ok momentan. Explains the 357 bullet I found earlier. I have one of these babies as well. Aha, deci e al unui ofițer, dar cred că l-a luat cineva. Aha. Mamă, mânca vașcura voastră, vedeți că e tare rău de tot jocul. Bă, am simțit-o în gât. Am simțit-o în gât, mânca vașcura voastră. Mamă, Iohan, te pup, bro. Dar știți ce o să presimt eu acum? Că o să luați partea asta cu am simțit-o în gât și o să mă văd iar pe TikTok. Păi nu vă știu pe voi? Bineînțeles. Bineînțeles, nici nu mă mai miră. Prost sunt eu că zic. Prost sunt eu că zic și că vă dau idei. Dar lasă, nu mai zicem. Hai mă, nu te mai plânge și tu. Hai să continuăm, fi bărbat. Normal, aia zic. Forță. Hai să vedem. Deci jocul se numește... Nu sirop, mă. Ceva cu file. File de spin. Nu știu, ceva de genul. Uite un item. Am găsit-o de-asta aici. Am mai găsit de-astea. Ah, ia vedeți că s-au dat refill. Ia uite. Ia uite. Mamă, tare rău de tot. Tare rău. Și aici am mâncat vășcura voastră. Cine să știa, mă? Hai să vedem de la ce am... Deci office key am luat. Stai așa să vedem un... Uite aici, cred. Nici aici. Acolo am fost. Da. Stai să vedem unde e office key.
Deci pe acolo am venit eu. Deci aici nu stai așa să verificăm totuși dacă e ceva pe aici. Ăsta o fi office? Nu, aici am fost. Deci s-a schimbat acum practic puzzle-ul. Nici aici, bă, ești nebun la cap. Și pe aici nu cred că sunt uși, pe aici, de aici am venit, ok. Deci în partea aia era. Hai că-i dăm R aici, că avem o grămadă. Chiar avem o grămadă de alea în inventar. Deci de aici am luat asta și am continuat. Pe aici am fost, nu e nimic, în față aici ar trebui. Uite, director's office. Bună ziua. Am venit să motivez și o două absențe. Nu m-am simțit excepțional. Dar știți cum e, nici n-aveam chef să vin. When the police officer. Shit, the scene is so contaminated. There's police shit everywhere. Deci the paper will only make sense when I find the missing piece. Deci trebuie să găsim cealaltă jumătate. Păi nu e tot aici, mă? What? Este așa. Deci aici nimic, e ceva de psihologie aia. Uite încă o din asta, aici nimic, insignificant. Continuăm, stați așa. Insignificant. Nu te uita în spatele tău în viața reală. Da, 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 păi găsesc 17 fantome și 3 bombardieri. Mă bat aici. Find the clue. Ok. Ia, să vedem aici. Trebuie să vedem ce e și pe pancarda aia. Uite aici. Iar, uite, iar ne trebuie o parolă aici. Care e, cred că e aici, beg. Care-i faza cu beg? Beg pot fi și cifre, gen la modul B să fie o cifră, E să fie o cifră, G să fie o cifră? A, B, C, D, E, F, G. 3, 5, 7. Nu, 2, pardon. 2, 5, 7. Ia. No. Deci A, B, 2. A, B, C, D, E, 5. F, G, 7. 2, 5, 7. Sau 7, 5, 2. Văd că asta nu e. Nu e asta. Hai să încercăm 752. Nici asta nu e. 836 de unde? Nu, nici asta nu e. Te pup senpai, baftă la examen, bro. Parola e într-un ghiozdan, zice cineva. Stai să vedem. Știi care e faza și ce mă enervează? Că gen, nu știu dacă găsim. Ia stai să văd dacă pot să ies. A, deci tot aici trebuie să fie parola. Asta îmi place. Îmi place că gen când mai ai ceva de rezolvat nu te lasă să te duci să continui, gen, știi ce zic, să-ți pierzi vremea. Îți zice, bă, trebuie să faci ceva aici, nu ai voie să ieși până nu termin de făcut, știi? Asta e tare, chiar îmi place. I can see what people are thinking. Ia vedeți că aici cred că e codul. No, am greșit, stai. Una. Două. Trei. Hai să vedem ce e aici. Mamă, nu e nimic aici decât o daia de lanternă. Asta e Human Psychology. Ăsta iar Teddy Bear aici, bă, mă bântuie Teddy Bear-ul ăsta, urșul, nu mai vă zic, nu, ce, mă bântuie aia. Tabla de șah? Aha. 2, 3, 7, mă, uite. 2, 3, 7. Ia. 2, 3, 7. 7, 3, 2? Nu e, mă, nici ăsta. Bă, ești nebun? Initial Psychology. Ink
pen. Asta nu-i nimic aici. Nu-mi dau seama unde e codul ăla, mă. Deci nu-mi dau seama. Nu prea se vede. Mă, uite, gen, e ăsta la 7. Ăsta e la 3 și ăsta la 2. Dar cred că e și în funcție de astea. Practic ar veni B3 E7 G2. Gen. Era open la ușă. Știu că e bag pe tablă, dar nu știu ce înseamnă. După litere. 372 de ce? Bă, de unde 372? Așa e. Dar de unde era 372? Uite aici o amprentă. The fingerprint can reveal the identity of the murderer. I need to find the fingerprint records of the hospital. Deci acum trebuie să găsim dosarul de fingerprints ca să vedem cine a fost killerul. Ok, mamă, bă, jur. Deci e tare rău jocul ăsta, ești nebun? Ne speriem noi și așa, dar e tare că e de ăsta, murder mystery. Hai să vedem ce avem de făcut acum. De la tablă și de la bag. Ok. Am înțeles, gata. Da, mă, da, vedeți ce înseamnă să fiți mai deștepți decât mine? Bine, asta era clar, era logic. Ia. S-a deschis asta. Să rămână! Am venit de Paște la familie. Cum mă chill, suntem în familie. Ce găsim aici? Ia să vedem. Asta, mă. Să rămână. Hai să vedem aici, ia. Evidence. Mai găsim un Arnold Helline. Advanced Bone Absorption Fluorescence din așa? Da, era bolnav. Era bolnav viața mea. Ok. Add to inventory, updated. Uite, fingerprint, ia uite. Travis Foster. Ia vezi, mă, Travis Foster, ăsta a avut cuțitul în mână. Aha. Ia ce mai găsim pe aici, aici nimic, nimic, nimic. Am găsit aici. Păi și... ia, mai avem ceva? Oh, bro, a dispărut ușa de aici. A apărut aici. Nu-mi place. Nu-mi place. Ce fac, mă? Viața mea, ce fac? Aolo, Doamne. Ce faci viața mea cu ochii așa? Mi s-a întors stomacul pe dos. Ce fac eu acum, mă? Aha, I see you. Cine mă vede? Iar ea aia sus. The ICU. ICU și aici. Mă, da, mă vezi de peste tot ce ești viața mea. Hacker de ăla. Ai camere pe aici. Mă, ce se tot întâmplă în jocul ăsta, viețile mele, că nu mai înțeleg. Ia. Băi, e cineva la ușă acolo. Vedeți că e cineva la ușă acolo? Dar unde aici? E cineva aici. Nu e. E aici? Nu. Mă, ce trebuie să fac, mă? A dispărut ușa, mă, cavașcura voastră. A dispărut și aici ușa. Mamă, ia uite ce înalt e ăsta, băi. Mă, ce trebuie să fac, mă? Look up! Nu, că mă sperii!
the heck? Nu ca what the heck. Mamă, mergem în sus viețile mele, mergem în rai, e clar, a murit. Asta este. Bro, e bun. Aoleu, uite-l pe Spider-Man, e Spider-Man în jocul ăsta. E Spider-Man în jocul ăsta, uite-l pe Spider-Man, mânca bașcura. Bro, nu cred că e mai de groază neapărat decât The Father's Day, dar e cam pe acolo. Păi și eu ce fac? Aoleu, cine a bătut? Nu mai înțeleg unde sunt. Uite-l pe Teddy. Teddy Bear, God damn it. Uite-l pe Teddy. Flying Bears. Teddy! Teddy are pentru tine. Forță! Teddy, viața mea! Am niște baclava jos. Dacă vrei, îți aduc și mănânci acolo, forță. Mamă, ia vezi că... Nu vrei să mă îmbrațe, nu te depărtezi de mine. Păi ce crezi, că nu te prind? Ce crezi, viața mea, că nu te prind? Zii, crezi că nu te prind? A dispărut Teddy. Și a făcut ăsta, m-a plecat. Păi și eu ce fac acum? Ia. Am ajuns înapoi. Și acum pot să ies. Ok, în sfârșit. Hei! Fuck! Aolo! Unu plus unu egal 2, 2 plus 2 egal 4. Voi știați asta? Mamă, ești nebun la cap. Are și cultură generală jocul acesta. Bun, hai să vedem. Să rămână? Cu Colindu am venit și eu. S-a închis ușa. Where the fuck did that door go? Bă, nu mai vorbi urât. Right. Da, viața mea, știu, dar ești în virtual reality de ăla. Pe mine mă întrebi unde e ușa. Cine te-a pus, viața mea? Sună pe Liz și tu dai un mesaj pe WhatsApp. Și eu ce vrei să fac acum, că nebunesc? Ia uitați-vă ce mi se întâmplă mie în jocul ăsta, că nu mai înțeleg nimic. Am ajuns la Hansel și Gretel în pădure, ești nebun? Na, să joacă, e Ronaldo? E Ronaldo aici? Shui! Hai să inspectăm un pic. Aolo. Ăștia-s frumoși rău de tot. Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Uite, find the clue. Ia. Uite, don't be late for your appointment, darling, chica. Aolo. Și aici? Call me sometime. Și aici? Ăsta... Se joacă și CS, cred că te-a deschis niște cutii. This might be somebody I connect with later on, so keep on better with me. Păi... Da. Păi și cum fac să-l iau viața mea? A luat ăla, ok. Așa. Și acum continuăm. Dreapta sau stânga viețile mele? Mergem de unde s-a dat mingea sau unde s-a dus mingea, vă întreb eu. Ăla e desenul meu? Forță. Stânga sau dreapta viețile mele? Hai, în stânga. Stai să aprind și lumina, nu mai am. Gata. No. Nu e, de-n dreapta trebuia. Mergem la Ronaldo, viețile mele. Ai un pic de entuziasm. Că mergem la viața mea, Ronaldo. Să-i zicem ce recorduri am doborât. Că nu s-a uitat la vlog, bagabondul. Sigur, 100% nu s-a uitat. Ia uite-l. Aici e Shui. Ronaldo! Cristi! Ăsta nu-i Ronaldo, mâncați-ași gura ta. Ziceți voi, ăsta e Ronaldo? Viețe, mă duc, e Ronaldo? Messi e mai bun, auzi? S-a supărat și a plecat, băi. Aolo, au apărut de-astea pe aici. Aolo, e sânge pe astea. Nu prea e Shui. Bro, asta e oglindă? Ăsta e tablou aici.
Și ăsta-i tablou aici? Păi și asta? De ce e cineva aici, viețile mele? Oh. 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 Aolo, Doamne, Dumnezeule mare. Uite, uite-o pe asta ce mustață are. Are o mustață de-i curge. Viața mea ți-e scurg dinții. Ce se întâmplă, Doamne, în jocul ăsta? Lu viața mea-i curg obrajii. Lu viața mea-i curge toată pielea. Ce se întâmplă, Doamne? Și iar am ajuns. Ce să ăștia? Ăstea șobolani sau gândași? Dacă șobolani nu mă mai duc. Sunt șobolani, bro. Ba nu mă, sunt gândaci? Ce să ăștia vieți? Sunt gândaci? Mergem dacă sunt gândaci. Și vin de acolo. Aolo, cine e asta, regina gândacilor? Bă, asta are speluri de-alea. E șamancă de-aia? Viața mea, eu m-am dus? Eu nu mă duc acolo, mânca vașcura voastră. Lasă-mă să plec, că vine șamanca aia peste mine. Aolo, trebuie să mă duc în ea. Vai, Doamne! E șamancă și nu e șamancă de pe Metin. Viața mea! Bă, fără, ce te diber viața aia? Ne-a dispărut asta de-n față. Unde e vieția? Că dacă mă întorc, mi-apare în ură. Aolo, trebuie să mă întorc. Vieția, trebuie să mă întorc. Nu vreau să mă întorc. Nu vreau să mă întorc. A, nu e. A dispărut șamanca? Aolo. Ce se întâmplă aici, mă? Unde mă duc? Nu știu unde să mă duc. Mă duc aici. Just need to find some gas. Nu e bine aici? Eu nu vreau să mă întorc, mă. Bro, s-a făcut prea liniște, o să am jumpscare și nu vreau. Nu sunt pregătit, ești nebun la cap? Nu e, mă, aici. Și nu e nici acolo. Viețile mele, unde mă duc, mă? Viața. Aolo. Aolo. Păi și eu ce fac? I got this strange feeling like I've been here before. You've been here before? Aolo, pe cât punem pariu că stai killerul, mă, cu care ne jucăm noi? Viața mea, deschide! Deschide viața mea! Bă, ăsta mă ascultă! Ăsta mă ascultă! Viața mea, suntem prieteni? Suntem prieteni, viața mea? Viața mea, suntem prieteni sau nu? Nu-mi face pică budă la. Aolo. Aolo, viața mea, mă iei în brațe? Mă ia în brațe, viața mea? Ce e asta aici? Și-a dat ăla jos?
Tremură buzele. Dar de ce plângi viața mea? Eu sunt la care trebuie să plângă viața mea, că uită-te un pic la tine. Ce facem? Mergem? Hai să mergem acum. Viața mea nu mai plânge. Oh, e balerină. A făcut podul din picioare. Viețile mele, e balerină viața mea. Face podul din picioare. Am luat asta. E balerină viața mea. Ea de fapt e talentată. Nu ne alergă să ne omoare. Au mai ușor cu prank-urile astea. Ia să vedem ce găsim pe aici. Find the clue. Menso definitely is you that I'm looking for. I don't think so. Deci noi încă n-am găsit, cred, mă. Noi n-am găsit vinovatul. Hai, așa, luăm ăsta. Și ne continuăm aventura. Ia uite, ce e aici? Așa. Hai mă, viața mea, că avem gas de ăla. Medication. Hai să vedem aici. Ia uite. It looks like the doctors here paid really close attention to the patient. Deci trebuie să ne dăm seama cine a fost aceasta. Ăsta nu. Ăsta nu. Sertarele, acum. Ce sertare? Astea? Nu merge să le deschid. Nici pe astea și nici pe astea. Ăsta e ketchup, ce e aici? Hai că e ketchup dacă e. Asta e trash can. Nu, cred că gata aici. Gata aici, hai să continuăm. Uite-l pe Teddy Bear. Yep. Ăsta e locked. Babies are shown at this window. Uite. Aolo. Aolo. Viața mea, ce faci cu copilașul ăla? Doamna balerina? Doamna balerina? Viță. Aha. Mie îmi place Pepsi. Hey! Doamna balerina, nu vă supărați. Acum sau niciodată. E singura dumneavoastră șansă să mă vedeți, să mă pupați direct în bot. Doamna balerina. Nu vrea. Băi, nu trebuie să-i mai zici să mă pupe în boca. Îi place de mine. Îi place de mine, mâncava și cura voastră. A venit direct așa. A venit direct așa. Viețile mele. Sunați-o pe Cesima. Aolo. Mama a venit direct cu buzele înainte. Doamna balerină, cu sinceritate vă spun că am glumit și aștept să ne batem. Veni să vă dau. Nimic. Evidence. Ia să vedem. Cooper Stellar. Nu m-a pupat că m-am ferit, n-ai văzut? Ia, stai așa să dau add to inventory, așa. Mamă, mâncava și cura voastră, mă dor tâmplele. Ia că se întâmplă iar ceva. Ia vedeți, mâncava și cura. Ia uite, se ridică ăștia. Ce faceți, mă? Băi, ce faceți, mă? Păi și de ce e așa întunerii, mă? Credeți că mă duc acum? Amăneși că-mi v-ați ascunsele aici! Aoleu. Mie nu-mi plac astea. Cu cine trebuie să vorbesc dintre voi? Nu-mi place viața mea, ce faceți voi aici? Mă puneți la colț?
Mă, ce le fac, mă? Ce șoptiți aici, mă? Că nu vă înțeleg, mâncavaș cura voastră. Mă uit în sus, mă uit în jos. Unde mă uit? Mă uit. Ce trebuie să vă fac, mă? Hai că vă fac acum, dacă mă... Hey! Mamă, ce puternic sunt. N-auzi că nu-mi place de tine? Lasă-mă! Sunați-o pe Cesi, mă. Uitați ce-mi face asta. Uitați ce-mi face asta, na, sunați-o acum. Trebuie să le pupi. Aolo, Doamne. Vai, Doamne, cât mai avem în jocul ăsta, că nu mai pot. Cât mai avem în jocul ăsta, că nu mai pot să mă pupe asta într-un ambot. Nimic. Să deschid ușile aici. Yep, locked. Just what I thought. Ce locked, viața mea. Aolo, să... Bă. Box. Ia ce găsim, cheie. Uite o cheie. Așa. Și aici... Bă, n-am găsit indiciul ăla, cum îl găsesc? Ăsta aici. Ia uite. Recorded Unity Service Recovery. They give this bad to people to quit alcohol. Ok. Așa, add to invent. Oh, dau de, scap de una, dau de alta. Cât mai trebuie să le zic în jocul ăsta că mie îmi place Pepsi? Nici nu știu. Ia. Ia, dăm așa. Nice, îmi plac astea. Stai așa. Unde? Aici una, bam. Cum dau, mă? Space. Fuu, o luă viețile mele. M-au luat căldurile. Așa, aici. Bam. Ia. The finger matches with this one, asta e. Și nu e niciun nume, bro. Deci asta e amprenta pe care o găsisem și nu mai avem numele ei sau lui. Păi nu-mi place așa. Ia, evidence. I need to find the information leaflet of this medication. Okay. Might be a cure for cancer or some sort of virus that brings people back from the dead. Salut, Teo, ești foarte tare uneori. Te pup, bă, Rareș. Te pup, bro. Bun, deci hai să ne continuăm drumul. Pe aici am venit, nu? Parcă. Stai să iau și ăsta. Ăsta nu știu ce e, dar cred că pe aici mergem. Ok, continuu. Nu mai îmi închide ușile viața mea. Că oricum nu voiam să mă întorc. Aolo. Aolo. Uite medication ăsta. These side effects. Auzi, halucinare, pierdere de memorie, visual impairment, gen, cred că nu mai vezi bine. Personality disorder. Mă, Rareș. Hai să luăm ăsta. Uite-l pe viața mea. Viața mea, pune ceva pe tine. Pune ceva pe tine! Aolo. Sper să nu-i să vadă Guguștiucu. Nu-i s-a văzut Guguștiucu. Aolo, dar ce se întâmplă, băi? Find the clue, ia. Mamă, uite lampa lui Aladdin. Bro, ăsta e Aladdin? Bro, e un înger aici. Păi și eu ce trebuie să găsesc aici? Ia stai. Nu-mi dau seama ce trebuie să găsesc aici. Deci doar ăla pot să-l deschid. Ia stai. Deci aici nimica. Nimica. Bun, deschidem ăsta. Bă, de ce nu găsesc nimic aici?
It should play some notes once you start rotating the pin. Am bug? Deschide-l și fă-l să se rotească. Păi cum? Ah, gata. Uite aici. For LH. Cine este LH? Te salut din Tellerman, Teo, te pup, Dorian. Mersi din suflet, bro, de donație. Te salut și eu și mersi că ești aici. Întrebarea este, Dorian, cine este LH ăsta? Cine-i LH-ul ăsta? Londra! Așa-l cheamă. Mamă, lăsa, ce sunt ăsta? Teo, joci azi jocuri de pe aici și eu apropo cine nu dă like, îi apar bă... Bro... nu știu dacă mă joc altceva în afară de ăsta. Sper să-l terminăm și pe ăsta, că pentru că v-am zis, nu pot să stau mai mult de... Mai mult de 9 jumate nu pot să stau. Sper din suflet să reușim să terminăm. Welcome home! Asta e casa noastră, bro! Te pup, Rareș, te pup, bro. Te mă, Rareș ne știe poveștile. Deci aici e ceva... Nu. Mamă, dar ce s-a întâmplat cu atâtea donații în timp așa scurt, viața mea? 5 donații la interval de un minut? What? Bro, ce se întâmplă? Te pup, Rareș, 10. Și Daniel Negreanu cu 20 de lei. Îmi place melodia, te pup, Dani, mersi din suflet, frate. Te pup, bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? V-ați vorbit? Ba, păi și eu ce fac, mă, că sunt încuiate toate astea. Cred că am ratat un indiciu. Bă, frate, ăsta seamănă cu încăperea de mai devreme. Și aici mi-a apărut un butonaj de ăla. Stai așa un pic, ce am ratat? M-am ratat ăsta aici. Ăsta, asta e cealaltă jumătate. E cealaltă jumătate. Deci when the police officer Oliver Hamilton, adică eu, am ajuns la scenă, la scenă, forță, la asta. Mamă, și l-au dat afară după aia, băi viețile mele. Ce v-am zis eu, că la final eu o să fiu un mindfuck de ăsta nebun și eu o să fiu practic killerul. Gen ăsta care se joacă, știi, ăsta cu care mă joc, pardon. Ce v-am zis, mă? Deci dacă e așa... Bună ziua! Ia, ce e aici? Oliver Hamilton, eu sunt... Bro, stați, eu știi că sunt cel mai periculos pacient care a fost vreodată aici. What? Deci tuturor le era frică să vină pe lângă el, gen, inclusiv ăștia, gen, oficialii. He was involved, auzi că cică, na mă, na! Dani, te pup, bro, mersi încă o dată. Auzi că am fost implicat în crime, gen. Cu nevasta lui și mai mulți copii, what? Na mă, na! Cum ar fi, bro, aia care mă alargă să mă pupe să fie, de fapt, ăsta. Adică Biogen. Bro, what? Mamă, dar stai că e prea întuneric. Întuneric rău de tot. Și nu mai dau seama care, pe unde, cum. Bro, what? Stai, deci aici e ușa, stai că nu mai văd nimic. Stai că am încărcat asta, de-aia nu vedeam nimic. A, uite, lol. Cum n-am văzut asta, mă, what? E. S-au aprins luminile. It has been a while, da, viața mea, păi dă-o pe dodoașcă. Bravo, viața mea, dă-i forță. Hai că mai știi după aia să rezolvi cazul. Mai știi după aia să rezolvi cazul dacă e viața mea. Uite-o și pe frumoasa asta. Pot să trec pe aici? Păi și acum ce facem? Cât mai bea ăsta, mă? A, ia. Știți că s-a îmbătat ăsta și îmi face... Bro, am un pistol în mână. Am un pistol în mână, viețile mele. Deci s-a îmbătat ăsta, îmi face imaginea așa. Deci uite, am mâna luată de pe mouse. Uitați-vă cum face ăsta. Uitați-vă cum face ăsta, ești nebun la cap.
Nu, dar am ocazia să cheltui niște bani, așa că am decis să fac pe cineva fericit așa cum ne faci tu pe noi. Bro, mersi din tot sufletul, frate. Pe mine cea mai mare bucurie că pot să vă fac fericiți. Deci nu e neapărat de asta, dar îți mulțumesc din suflet. Stai așa că nu știu ce se întâmplă aici, frate. Ia uite și că shut up. Bă, nu omorâ bebelușul, dau alte F4, ești nebun? That's enough. Nu. Aolo. I want to get out of this damn place. Bro. Uite, ăsta bea într-una, gen. Deci de-aia a făcut toate astea, pentru că bea. What? Ce se întâmplă, mă? Forță, ești nebun, na. Păi și ce să mai înțeleg eu din jocul ăsta, mă? Uitați-vă cum îmi face imaginea, na. Bro, îl strigă fisu. No, this can't be real. This is just a stupid simulation. Bro, what? Mi s-a zbălit pielea pe mine, ești nebun? I'm coming, darling, don't worry. Ia, și ce se întâmplă? I'm gonna get you out of here. Îl pui Mogen să joacă CS. L-a luat aia, băi! L-a luat aia, băi! Du-te viața mea că o ia balerina! Na, mă, na. Robert, te pup, bro. I'm coming, darling, don't worry. I'm on my way. Ia, multe ecrane. Și e un fel de countdown. E cineva în față. Pare un... o statuetă gen sau ceva. Nu. Help me, dad, cică. Păi viața mea, ăsta nu e Lucy. Viața mea e direct Slenderman. Come on. Ia, e. Ia. Rare și cu 50 de ani, nu încercați asta acasă. Bro, te... uite, uite, uite. 1. Era countdown. Și acum unde am intrat? Mamă, fiți atenți că trebuie să dansez acum pe scenă. Ești nebun? Ia. Mă, dar ce se întâmplă? Ne ține în suspans rău de tot, ești nebun la cap. Rareș ne animează cu donații aici, trebuie să dansăm. Hei! Viața mea! Why did you kill me, dad? Întreabă Lucy. Bă, ăsta și-a omorât copilul, bro. Wake up! Mamă, îți dai seama, mă, să fii într-o de-asta, gen? În nebune și pe bune. Shut up, damn baby. Bro. Ce trebuie să fac, mă? I'm not afraid of you. Yeah. You can't hurt me. Cred că înțelegem acum, cred că e pe final ăsta. Ia. What? Și ăsta cred că era fisul, frate. Deci practic asta l-a pus să intre într-o simulare, gen, vezi, doamne, el detectiv, dar de fapt retrăiește totul, că probabil era inconștient când a făcut asta și să vadă exact ce s-a întâmplat, știi ce zic? Cred că asta s-a întâmplat. Marfă joc. Marfă joc, dar... na, I saw it coming, într-un fel. Știi? Da, uite, asta cred că, asta cred că a fost. Oricum, mi-a plăcut jocul. Trist, dar jocul gândit marfă și făcut așa cu... să-ți creeze suspans, mai niște jumpscare-uri, sunt tare rău de tot astea care sunt murder mystery și sunt și horror. Uite, ia.
Olivere, să nu ne arăți cu guștiu, cu așa. The Red Pill. Control Room Oliver Hamilton. Wow. Na, bro. Piele de găină? W sau L? Good evening, folks. We have a breaking news. Uite, the new generation prison causes turmoil in 2022 against ex-police officer Oliver Hamilton. Today, on June 24th, the jury has reached a verdict on the case. After ex-cop Oliver Hamilton was dismissed from the police department for his deci avea dependență de alcool. Nevasta lui a făcut s-a sinucis. Began using Officer Hamilton, who came to the point of losing his sanity due to the substance abuse and major depression, is known to have killed his own daughter. What is causing more turmoil amongst the society has become the involvement of the company Destined to the case. Destined is a company known for the new generation punishment methods they are working on for murder convicts. Believing that prison sentences are insufficient, it serves a new punishment system. The company advocates to make convicts relive the guilt of their actions countless times and break their will against committing any sort of crime. Deci practic în VR-ul ăla retrăiești toată chestia asta, gen, la nesfârșit. Says it is not a way to establish justice and peace in society. Groups already started protest against the Destined company. More.